Nu, asta chiar nu ne așteptam. Adică știu că vorbeam, am zis, bă, dacă am avea măcar vreo 4.000 de vizualizări, am fi perfect. Și când am văzut că tot crește, tot crește, am zis, băi, e ceva cu chestia asta, hai să o facem mai mare. Te-a schimbat prin târguri mâine pe un car cu patru băi, sau un codru vechi de pâine și o stare de război. Te-a schimbat, că așa mi-e felul, te-a schimbat la o adică, te-a schimbat cu mușețelul, cu verdele ursică. Cad m-a sunat, a zis că are un text pe care l-a scris Alex Popa. Și a zis, băi, hai, citește și zi-mi ce părere ai. L-am citit, mi-a plăcut și am zis, dar ce vrei? Cum e cu, ce vrei să faci cu el? Și bă, vreau să facem, să facem, să ne jucăm un pic, să facem un pilot așa și dăm pe net, pur și simplu, dăm online. Bă, uite că am avut noroc, am avut noroc cu cei de la Pro care, cărora le-am trimis pilotul ăsta. Și le-a plăcut și a zis, haideți. Business-ul ăsta, dacă nu scoți tricou, nu ies banii. Este un tip extrem de sigur pe el și care iese din orice situație cu foarte multă siguranță. Asta e greu să de jucat în ceea ce mă privește, pentru că eu însumi nu sunt atât de sigur pe mine. Adică am alunecări de la siguranță și el n-are. Ba mai mult, se și joacă cu zona asta de farme, cu încearcă și nu, niciodată îți dă senzația, cel puțin așa mi-a dat mie și din scriitură și pe mine și pe prin discuțiile pe care le-am avut cu Alex și cu Vlad, că niciodată nu are ceva de pierdut. Adică nu simți că ar avea ceva de pierdut. Salut! Ceva urgent? Nu, tată, mă bucur că mă pregătesc pentru un interviu. Nu la televizor, pe laptop. Vezi vreo asemănare între tine și personajul pe care îl interpretezi? În general, că am mai vorbit despre asta, eu nu cred, adică fără să vrei, e imposibil, orice actor de pe pământul ăsta se aduce pe el în mare măsură în povestea pe care o interpretează. Și asta încerc, adică încerc să mă pun în situația acestui om și să mă imaginez pe mine ăla, sigur pe mine, fără întrebări din astea moralizatoare și să mă las dus de un scop. De multe ori oamenii zic dacă mă pun pe mine proful, ei mă asociază cu acest personaj și nu își dau seama că eu sunt un actor care mai fac și altele sau așa și nu sunt aia. Dar într-un fel e și interesantă chestia asta, adică psihologic mi se pare interesant ce se întâmplă, dar în același timp nu e despre asta, este o poveste. Că se numește videocet, aia e altceva, e un titlu, dar în spatele acestei povești se află mai multe. Trebuie să mai angajăm pe cineva și... convinge-mă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.